Prin voia lui Dumnezeu vom continua ciclul de mesaje biblice din prima epistolă către Corinteni, intitulate Biserica dincolo de aparențe. Am ajuns prin voia lui Dumnezeu de data aceasta la capitolul al treilea, de unde vom citi în această dimineață începând cu versetul 10 și vom finaliza citirea la finalul versetului al 15-lea. Vă invit din respect pentru Dumnezeul care este autorul acestei cărți și pentru Cartea Sfântă a Lui să stăm ridicați și să dăm ascultare acestui cuvânt care se află la pagina 1113, prima epistolă către Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul al 10-lea. Stăm cu respectul cuvenit în fața acestui cuvânt al Lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, spunea Sfântul Apostol Pavel, ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit ca prin foc. Apropo, legat de expresia aceasta de la finalul pasajului, un fost mare profesor de la Institutul Teologic Pentecostal, fratele Andreescu, spunea că oamenii ăștia, da, vor fi mântuiți, dar știți cum e numea dânsul? Mântuiți pârliți. Mântuiți ca prin foc. Doamne, te rugăm, cercetează-ne în dimineața aceasta. Vorbește-ne în dimineața aceasta. Și fie cuvântul lui Dumnezeu actual pentru noi în 2024. Aș vrea să-mi îngădui să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, binecuvânt numele Tău cel mare și adevărat, mulțumesc că ești prezent în adunarea noastră în această zi. Aici, Tatăl nostru din ceruri, ne-am adunat în numele Tău și de fapt aceasta este adunarea Ta, casa Ta de rugăciune. Și vrem ca toată slava să fie a numelui Tău, Doamne. Dorim ca numele Tău să fie înălțat în mijlocul nostru în această zi. Dorim ca numele Tău să fie făcut de cunoscut între noi astăzi. Dorim ca puterea Ta să fie arătată la lucru, Doamne, în adunare în această zi. Dorim ca mesajul cuvântului Tău, Doamne, să fie unul răspicat, să fie unul clar pentru fiecare dintre noi. Doamne, îți mulțumim că vrei să ne mai vorbești. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Mulțumim că ne iubești sufletul. Mulțumim că dorești salvarea fiecăruia din păcat. Mulțumim că ai pregătit un plan de mântuire și de asemenea ne-ai chemat la lucrarea de slujire și de mărturisire a numelui Tău, Doamne. Ajută-ne să facem cu vrednicie lucrarea Ta. Să putem, Doamne, onora numele Tău cu viața noastră în fiecare zi. Și, Doamne, la finalul slujirii noastre pe acest pământ, la finalul alergării noastre pământești, să putem primi o răsplată, Doamne. Nu ne lăsa pe nișcare dintre noi să ne pierdem răsplata. N-am vrea să fim, Doamne, între aceia care, deși vor fi mântuiți, cuvântul Tău va spune despre ei în ziua aceea că ei sunt mântuiți aceia ca prin foc. Doamne, n-am vrea să fim în categoria aceasta. Vrem să fim mântuiți, dar vrem să avem parte și de răsplată. Ajută-ne, Doamne, să trăim
conform cuvântului Tău. Și Te rugăm în aceste momente, Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Lasă călăuzire din cer, Doamne, peste propovăduirea cuvântului și fă ca inima noastră, Doamne, să fie deschisă la mesajul Evangheliei și cuvântul Tău să ne pătrundă viața și cuvântul Tău să lucreze spre binele nostru, Doamne. O, fie binecuvântat în numele Tău, în veci de veci, toată slava Ți-o dau Ție și Îți mulțumesc pentru tot ce ești și pentru tot ce faci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fiecare dintre noi am trecut în această viață prin mai multe momente de evaluare. Mi-aduc aminte când am terminat clasa 8-a, am trecut prin anumite momente de evaluare. Când am terminat apoi clasa 12-a, din nou am trecut prin anumite momente de evaluare. La finalul facultății, la fel și așa mai departe. Fiecare din noi, la un moment dat în viața aceasta, am trecut prin acele momente numite momente de evaluare. Mi-aduc aminte, după ce am fost ales diacon, am trecut printr-un examen de evaluare. Și cei ce au trecut prin faza aceasta știu despre ce este vorba. După ce am fost ales presbiter, din nou am trecut printr-un examen de evaluare. La fel a fost și în cazul pastorației. Viața ne supune la mai multe momente de evaluare. Tot la fel, dragii mei, și pe plan spiritual va exista o zi a evaluării. Și astăzi aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră acest mesaj ce l-am intitulat Ziua evaluării lucrării noastre. Vedeți, fiecare dintre noi are modul său de a acționa și de a lucra când vine vorba de o anumită activitate. Tot la fel și Dumnezeu pe care îl urmăm și îl slujim are modul lui de a acționa și de a lucra, ne spune Apostolul Pavel, și unul din principiile lui Dumnezeu după care el acționează și lucrează este principiul evaluării. Este o vreme când Dumnezeu va evalua lucrarea credincioșilor din biserica Lui. Deși Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege, deși avem capacitatea, frați și surori, de a acționa, deși putem face ceea ce vrem, în ciuda acestor lucruri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, există o zi, o vreme, când Dumnezeu ne evaluează lucrarea. Și în funcție de rezultatul evaluării, vom primi răsplata pentru ceea ce am făcut. Pentru slujirea depusă, pentru sacrificiile făcute în lucrarea lui Dumnezeu, pentru osteneala dovedită, în ziua aceea, ne spune Sfântul Pavel, credincioșii vor fi evaluați, biserica Domnului Iisus Hristos va fi evaluată, lucrarea Evangheliei pe pământ va fi evaluată, rezultatul predicării Evangheliei va fi evaluat. Există un moment al socotelilor. Un moment al cântăririi, un moment al testării slujirii noastre, moment în care Dumnezeu va evalua lucrarea fiecăruia dintre noi. Niciunul dintre noi nu va scăpa de ziua aceea. Pasajul nostru de astăzi ne vorbește despre o zi însemnată în istoria umanității, când lucrarea credincioșilor va fi trecută printr-un foc. Și focul acela va descoperi lucrarea fiecăruia
Este bine de știut următorul detaliu. Pasajul nostru de astăzi se adresează credincioșilor din biserica din Corint, nu oamenilor de lume. Mesajul era adresat pentru biserică? Lor, credincioșilor din Corint, Sfântul Pavel le lasă acest avertisment care nu este unul neînsemnat. Ba, dimpotrivă, zicea Sfântul Pavel, este un avertisment major despre pericolul. Știți care? De a-și pierde la final răsplata. Să știți că Pavel aici în 1 Corinteni 3, de la versetul 10 la 15, nu vorbește de lucrarea de mântuire. Deși face referire și la aceasta, ci accentul lui Pavel cade pe lucrarea de răsplătire, nu pe cea de mântuire. Aspectul mântuirii în textul de astăzi este unul secundar. Asta nu înseamnă că mântuirea nu este importantă. Ba da, are valoare extraordinară. Însă accentul apostolului în cuvântul de astăzi cade pe răsplătire. Va trebui să știm că viața noastră de trăire cu Dumnezeu are două dimensiuni. Prima dimensiune este următoarea și are de-a face cu cine suntem noi în Hristos, cu identitatea noastră creștină la care apostolul Pavel face referire în același capitol, în primele 9 versete, când le vorbește fraților noștri din Corint. Și în primul rând așează ideea aceasta Sfântul Pavel: voi trebuie să știți cine sunteți în Hristos Iisus. Iar cea de-a doua dimensiune a vieții de trăire cu Dumnezeu are de-a face cu ceea ce facem noi pentru Hristos. Adică cu slujirea noastră, cu lucrarea ce noi o facem înaintea lui Dumnezeu și la care Sfântul Apostol Pavel face referire de la versetul 10 încolo până la versetul 15. Această lucrare, sau dacă vreți, această dimensiune a lucrării privește slujirea noastră, trăirea noastră în faptele credinței. Aici se are în vedere caracterul creștin, faptele bune ce le facem, trăirea în disciplină spirituală, rugăciunea noastră, postul nostru, cântarea noastră, predicarea noastră. Vedeți, fraților și surorilor, unul este chemat la o slujbă, altul este chemat la altă slujbă. Unul să cânte, altcineva să recite, altul să predice, altul să prorocească, altul să ajute săracii, altul să viziteze bolnavii, etc. Toate acestea au de-a face cu slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu, cu lucrarea ce noi o facem. Vedeți, ca oameni credincioși, se întâmplă să avem zile în viață când postim, când ne rugăm. Și e bine că facem lucrul acesta. Se întâmplă să avem momente când evangelizăm, facem ucenici. Și e foarte bun lucrul acesta. Se întâmplă să avem momente în viață când ajutăm oameni nevoiași, oameni săraci, dăm zeciuială poate la biserică, facem donații la casa lui Dumnezeu. Și am putea spune că toate acestea sunt foarte bune, iar Dumnezeu ne va răsplăti. Și totuși, știți ce spune Sfântul Pavel? S-ar putea pentru unii să nu fie așa. Apostolul Pavel ne arată că lucrarea ce o facem înaintea lui Dumnezeu poate avea o răsplată, dar poate să nu fie răsplătită. Un om mântuit, zice Pavel în versetul ultim din textul nostru de astăzi, dacă lucrarea lui va fi arsă în ziua Domnului, își va
își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Rețineți, mântuit pe baza relației sale cu Dumnezeu. Mântuit în urma identității sale creștine, de copil al lui Dumnezeu, însă răsplătit sau nu, în funcție, zice Pavel, de lucrarea pe care a făcut-o și de modul în care a făcut lucrarea. Vedeți, Pavel nu spune că omul care își pierde răsplata a fost un credincios leneș în lucrarea Domnului. Nu asta spune Pavel. Din contră, Sfântul Apostol Pavel ne spune că un astfel de om a lucrat pentru Dumnezeu. A avut lucrarea lui. Uitați-vă cum zice Pavel, mai citesc o dată versetul 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă. Să știți că omul acesta nu se înfățișează la judecată în ziua Domnului fără nicio lucrare. Ca un credincios leneș, inactiv, căruia nu i-a păsat de lucrarea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu! Sfântul Pavel zice că omul ăsta a avut lucrarea lui în ogorul Evangheliei. Și cu toate acestea, culmea, se poate să-și piardă răsplata în ziua aceea. Oare care ar fi motivul pentru care astfel de oameni pot ajunge aici să-și piardă răsplata? Apostolul Pavel ne arată că la proba focului, în ziua Domnului, este avută în vedere, și vă rog să rețineți, calitatea lucrării noastre și nu atât de mult forma și dimensiunea lucrării noastre. Pe Dumnezeu nu-L preocupă în primul rând în ziua aceea forma lucrării noastre de slujire și dimensiunea lucrării noastre de slujire, ci în primul rând calitatea lucrării ce am făcut-o. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi interesat de substanța lucrării noastre de slujire. Iată ce spune Pavel în versetele 11 și 12, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Adică zice Sfântul Pavel, lucrul ăsta e foarte clar, nu e negociabil. Temelia a fost așezată, e clar că temelia e Iisus Hristos. Și zice Pavel, iar dacă cineva clădește deasupra, pe care temelie? Pe temelia care a fost pusă. Dacă cineva clădește deasupra aur, argint, pietre scumpe, zice Pavel, lemn, fân, trestie. Întrebare, pe ce sunt așezate toate aceste materiale cu care e comparată slujirea creștină, lucrarea ce noi o facem înaintea lui Dumnezeu? Pe ce sunt așezate toate? Pe Hristos Iisus, care este temelia. Toate, întrebare, toate, și lemnul, și trestia, și fânul, toate. Pavel zice că toate sunt așezate pe aceeași temelie. Înseamnă că în textul nostru de astăzi este vorba de slujirea celor mântuiți, care ca substanță este reprezentată prin două categorii de materiale. Unele materiale de valoare care dăinuie, aici se include aurul, aici se include argintul și aici se include pietrele scumpe. Respectiv, zice Pavel, sunt și materiale mai puțin valoroase și pe deasupra sunt și perisabile. Lemnul, fânul și trestea. Mi-a plăcut ce a zis un om al lui Dumnezeu. Ultimile trei, când vor trece prin foc, știți ce rămâne în urma lor? Doar cenușă. Celelalte trei, dinainte, dacă le treci prin foc, nu-și pierd ce anume? Valoarea. Lucrarea fiecăruia
va fi testată, ne spune Sfântul Pavel, într-o zi anume, numită ziua lui Dumnezeu. Și a unora va trece cu brio la proba focului. Și a altora, din păcate, nu. Aici se ridică o întrebare. Reprezintă oare aurul, argintul și pietrele scumpe faptele bune ale sfinților? Iar lemnul, fânul și trestea să reprezinte slăbiciunile, greșelile și păcatele celor sfinți? Răspunsul este un categoric nu! Nu e vorba de păcat aici. De unde știm asta? Atât aurul cât și trestia, atât argintul cât și lemnul, atât pietrele scumpe cât și fânul, reprezintă deopotrivă slujirea creștină și toate sunt așezate pe aceeași temelie, adică pe Domnul Iisus Hristos. Vă dau trei argumente solide, cum că nu e vorba de păcat aici. Primul vi l-am și spus, toate materialele sunt așezate pe cine? Pe Iisus Hristos. Că ea casa e zidită din aur sau din fân, vorba cuiva, tot casă este, nu? Și temelia e aceeași, nu o putem desfința, nu o putem da la o parte. Al doilea argument, cum că nu-i vorba de păcat în textul nostru. Contextul pasajului acestuia sublinează evident faptul că e vorba de slujirea creștină. Zicea Sfântul Pavel, cineva seamănă altul? Eu, zice Pavel, am pus temelia, altul ce face? Clădește deasupra. Acest mesaj nu este așadar adresat oamenilor de lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci mesajul era adresat credincioșilor din Biserica Domnului. Contextul este evident unul despre slujirea creștină. Al treilea argument, cum că nu e vorba de păcat, la mijloc în textul nostru, este exact ce argumentează Sfântul Pavel în versetul 15. Ce se întâmplă cu sufletul acestui om care își pierde răsplata? Auziți, va fi mântuit. Pavel spune asta, sufletul lui va fi mântuit chiar dacă cap prin foc. E o comparație dură aici. Dar concluzia e că el va fi mântuit. Întrebarea logică este atunci, dacă lemnul, fânul, trestia care s-au mistuit în foc ar fi păcate, ar mai fi un astfel de om mântuit? Păi noi știm ce spune toată Biblia. Pe cei ce trăiesc în păcat, ca mod de viață și nu se întorc la Hristos și nu cred în Domnul Iisus Hristos și nu se pocăiesc de păcatele lor și nu încheie un legământ cu Domnul în apa botezului, nu-i va mântui nimeni în vecii vecilor. Iată, dragilor, aceste materiale menționate în textul biblic de astăzi nu fac referire la trăirea cuiva în păcat, ci la slujirea creștină, la lucrarea noastră a fiecăruia înaintea Domnului Iisus Hristos. Ca o concluzie, zice Pavel, la final, slujirea mea și a ta poate să fie vrednică de răsplată și să primim o răsplată. Sau când se trage linia la final și va fi trecută prin proba focului, lucrarea noastră, să ne pierdem răsplata. Să vă dau niște exemple ipotetice, dar practice în același timp. Dacă, de pildă, să zicem, în corul bisericii, fie a noastră, fie alte biserici, sunt 35 de persoane sau în fanfară, 30, 40, să zicem așa, ipotetic. Toți cântă în același timp aceeași cântare. Știți ce spune Sfântul Pavel? Unul poate să aducă aur, altul în același timp aceeași cântare poate să aducă trestie.
un altul fân, un altul argint. Și lista poate continua. Sau din 4-5 persoane, 7-10, câte ori fi într-un grup care cântă în fața bisericii, deși se cântă aceeași cântare în același timp, unii pot să aducă pietre scumpe, alții aur, alții din același grup pot să aducă trestie, fân. Sau să vă dau un alt exemplu, dacă doi țin o predică din același text, unul poate să aducă din textul respectiv aur, adică o învățătură sănătoasă, o învățătură curată, o învățătură importantă, o învățătură necesară, iar altul care predică din același text poate să aducă fân, trestie și așa mai departe. Și atunci întrebarea e: cum trebuie să facem noi lucrarea lui Dumnezeu ca la final să primim o răsplată? Oarecum? La ce trebuie să fim atenți când slujim lui Dumnezeu, când facem lucrarea lui Dumnezeu, ca să nu ne trezim cumva la finalul alergării că ne pierdem răsplata? Cum trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu ca la final să primim de la Cel pe care îl slujim o răsplată? Primul lucru, temelia slujirii noastre întotdeauna trebuie să fie Hristos. În ziua de apoi, la proba focului, va rămâne în picioare doar binele făcut pe baza credinței în Domnul Iisus Hristos. Apropo, știți că oamenii pot să facă bine și numele lor? Și nu puțin bine. Foarte mult bine. Numele lor personal. Dar nu numele Domnului Iisus Hristos. Nu pe baza credinței în El. Există atâtea acte de caritate astăzi, atâtea filantropii. Oameni care se ajută unii pe alții, mai ales în preajma sărbătorilor. Unii și pozează, pun pe internet, dau la TV. Domnule, câtă generozitate, ce inimi deschise, extraordinar! Dacă i-ai întrebat pe acei oameni, voi credeți cu adevărat în Iisus Hristos, ca Mântuitor și Domn, l-aveți ca Dumnezeu în viața voastră? În numele Lui ați făcut acele lucrări? Unii probabil ne-aș spune, da? Iisus prin cerul Lui, cu treaba Lui. Ne-a lăsat pe noi aici pe pământ să ne descurcăm și vedem că mai sunt săraci, oameni nevoie și ama dacă tot avem, dacă tot avem iscusință, istețime de minte, înțelepciune, știu eu, inteligență. Știți ce spune Sfântul Pavel? La proba focului, în ziua aceea, va rămâne în picioare doar lucrarea aceluia făcută pe baza credinței în numele Domnului Iisus Hristos, aceluia care are o identitate creștină. Oameni buni, noi nu avem nevoie de jertfa lui Hristos doar pentru a scăpa de păcatele din viața noastră, ci avem nevoie de jertfa lui Hristos pentru ca în ziua aceea să rămână în picioare faptele bune ce le facem, slujirea ce o depunem pentru Hristos. La fel cum ne-am bazat pe Hristos și ne bizuim pe El pentru a primi iertarea de păcate, pentru a primi mântuirea sufletului nostru. Tot la fel, zice Pavel, trebuie să ne bizuim pe Hristos și atunci când facem un bine. Și atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru ca la finalul alergării lucrarea noastră să aibă o răsplată. Să nu ne pierdem răsplata. Da, revin și spun, unii vor fi mântuiți ca prin foc. Pe baza relațiilor cu Domnul. Dar pentru faptele făcute în numele lor, și pot să fie multe, care n-au fost făcute în numele Domnului Iisus Hristos,
pe baza credinței în El, își vor pierde răsplata? Cum trebuie să fie făcută lucrarea noastră înaintea lui Dumnezeu ca la final să primim o răsplată? În primul rând, temelia slujirii noastre, a lucrării noastre, întotdeauna trebuie să fie Hristos. Doi, știți cum mai trebuie să facem lucrarea aceasta creștină? În al doilea rând, accentul lucrării noastre trebuie să cadă pe conținut, nu pe formă, zice Pavel. În lucrarea creștină, în slujirea ce o depunem, când facem fapte bune, accentul trebuie să cadă pe conținut, nu pe formă. Pavel spune, oameni buni, e important ce clădești deasupra. E important dacă clădești aur sau fân, argint sau trestie, pietre scumpe sau lemn, toate astea contează. Dar știi ce zice Pavel? Mai important decât ce clădești este cum clădim deasupra. Ia auziți ce spune Pavel. Fiecare să ia seama cum, nu doar la ce clădește. Adică să nu fiu doar atent să clădesc numai aur, dacă se poate, sau numai argint. Să fiu în prima parte a listei. Pavel zice nu, nu doar ce se clădește. Important este mai întâi cum se clădește. Da, e important ce fac pentru Dumnezeu. Când recit, predic, depun mărturie, ajut un sărac, vizitez un bolnav acasă, la spital, ajut un orfan, ajut o văduvă, fac o binefacere. Da, toate astea sunt importante. Însă Pavel zice, nu e important doar ceea ce faci pentru Hristos. Important e și cum se face acea lucrare. De aceea spune, vă reamintesc în versetul 10, partea B, fiecare să ia seama acum, auziți, clădește deasupra. Sublineați, vă rog, cuvântul cum. Întrebarea, cum fac lucrarea lui Dumnezeu, suportă două răspunsuri. Mai întâi, fac tot ce ține de mine calitativ. Când recit o poezie în casa lui Dumnezeu, sau dacă eu spun unui om, indiferent în ce context, și poezia este despre Hristos, fac tot ce ține de mine calitativ pentru a prezenta poezia respectivă. Când cânt o cântare, solo, duet, într-un grup, într-o formație, fac tot ce ține de mine pentru ca să dau tot ce e mai bun pentru Hristos. Atunci când țin o predică la casa lui Dumnezeu, în rezerv suficient timp să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu, să-l cercetez, ca mesajul Evangheliei să fie unul calitativ. Sau faci un bine, vezi pe cineva nevoi. Ai auzit așa, pe repede înainte. Gata, pași o mână în buzunar. 10 lei, nu. Sau la întrebarea cum fac lucrarea lui Dumnezeu, cred că e importantă și motivația cu care facem această lucrare. Vă aduc aminte, în vremea Domnului Iisus Hristos, unii dădeau milostenie. Și știți ce spune Hristos? Fac lucrarea asta să-i vadă? Să-i vadă oamenii. Unii, zicea Hristos, postesc, vă dați seama, oamenii ăștia se abțineau de la mâncare, de la băutură. Și zicea Hristos, auziți, postesc ca să fie văzuți de oameni. Ba mai și făceau rugăciuni, și nu scurte, rugăciuni lungi, se rugau prin piețe, unii dintre ei. În văzul tuturor, zice Hristos, să fie văzuți de oameni. Știți ce spunea Domnul la Matei 6, când vorbea de oamenii ăștia? Vă spun că și-au pierdut răsplata. Dați-mi voie să vă spun că orice faptă bună, izvorâtă din motivații greșite, în ziua Domnului își va pierde răsplata.
Prin urmare, lucrarea noastră va rămâne în picioare în ziua aceea, doar dacă izvorăște dintr-o motivație curată, dintr-o motivație sinceră, adică din credință, din smerenie și din dorința profundă de slăvire a lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să te întreb astăzi, tu când faci lucrarea lui Dumnezeu, eu când fac lucrarea lui Dumnezeu, sunt atent la conținut sau sunt atent mai mult la formă? Ești atent mai mult la formă. Când facem lucrarea lui Dumnezeu, accentul cade pe cantitate, să fie multă, să fie activist religios, sau pe calitate. Când noi facem lucrarea lui Hristos, e în joc doar dorința noastră, mă, așa am dorința să cânt azi. Așa am dorința să predic azi. Cum a fost întrebat un coleg în facultate, în fiecare luni trebuia să dăm raport unde am predicat, unde am dat îndemnuri, și unul din colegi a fost întrebat, unde ai predicat duminică? Zice, am avut dorința să predic, dar nu m-a pus în nicio biserică. Când facem lucrarea lui Dumnezeu, accentul lucrare, slujire, cade pe dorință sau pe motivația care trebuie să fie curată și sinceră înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem la finalul alergării noastre în lumea aceasta să primim o răsplată pentru slujirea noastră, pentru lucrarea făcută, zice Pavel, cel de-al doilea lucru foarte important e ca în lucrarea ce o facem, accentul să cadă pe conținut și nu pe formă. Și trei, ultimul lucru. Cum să fac lucrarea lui Dumnezeu dacă vreau ca la final să primesc o răsplată de la El? În al treilea rând, în timp ce fac lucrarea, să trăiesc conștient că va exista o zi a socotelilor. Zice Pavel în versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului, despre care tot am amintit astăzi, o va face cunoscută, că se va descoperi în foc și focul va dovedi lucrarea fiecăruia. Eu astăzi pot să zic, extraordinar a cântat corul, extraordinar a cântat fanfara, extraordinar a cântat nu știu ce grup, extraordinar a predicat fratele, la superlativ au fost toate. Eu pot să-mi dau cu părerea, tu poți să-ți dai cu părerea, fiecare poate să-și dea cu părerea. În ziua aceea, zice Pavel, lucrarea fiecăruia va fi trecută prin... și cine știe motivațiile cu care noi am făcut? Cine analizează calitatea lucrării noastre în ziua aceea? Noi? Dar cine? Dumnezeu. El are tot dreptul. Pavel prezintă trei lucruri despre ziua socotelilor. Mai întâi ne zice Pavel, să știți că ziua aceea este o certitudine. Nu trebuie să se îndoiască nimeni de asta. Apoi, ziua socotelilor, zice Pavel, va dovedi calitatea lucrării noastre. Atunci se va vedea cum l-am slujit pe Dumnezeu și cu ce motivație. Știu ce mai zice Pavel? Ziua socotelilor va face marea diferență între cei ce l-au slujit pe Hristos așa cum trebuia și ceilalți. Primii nu doar că vor fi mântuiți, vor primi și o răsplată. Ceilalți bucuroși că în cele din urmă va mântui Domnul. Dar știți, avem noi o vorbă, n-aș fi vrut să o spun de la amvon, dar tare se potrivește aici. Pa! Răsplătire. Întrebarea e, în ziua aceea, dumneata și cu mine, tu care asculți Evanghelia și împreună cu mine, din ce categorie vom face parte?
A celor ce primesc o răsplată de la Dumnezeu în urma lucrării făcute? Sau vom fi de partea cealaltă a listei, a celor care pierd răsplata? Atunci va conta cui am slujit. Atunci va conta ce am clădit pe temelie. Atunci va conta cum am clădit pe această temelie, care este Iisus Hristos, Domnul. Știți ce va mai conta atunci? Și de ce oare l-am slujit pe El? Apropo, folosesc un termen din lumea laică, și cei ce ați trăit în regimul trecut știți mai bine limbajul acesta. Știți ce se va întâmpla în ziua probei de foc, când lucrarea noastră va fi trecută prin foc? Atunci se va desecretiza totul. Totul va fi la vedere. Totul va fi cunoscut. Și va fi prea târziu să îndrepți lucrurile, să mai schimbi ceva. Realitatea este că va exista o astfel de zi când Marele Dumnezeu, rețineți, va evalua lucrarea fiecăruia dintre noi. Oare cum te va prinde ziua aceea? În ce stare te va găsi? Va zice Dumnezeu despre tine: m-ai slujit pe mine cu motivații sincere, curate, cu inimă curată, cu determinare, cu sacrificiu, cu dăruire, cu pasiune? Ai făcut tot ce ține de tine ca să faci lucrarea mea, va zice Dumnezeu, așa cum am așteptat. Și Dumnezeu să zică în ziua aceea: vino, slugă bună și credincioasă, și intră în... Dacă vrei să ai o răsplată pentru lucrarea care o faci, nu uita aceste trei mari adevăruri. 1. Temelia lucrării noastre întotdeauna să fie Iisus Hristos. 2. Accentul în lucrarea ce o facem, la care ne-a chemat Dumnezeu, să cadă întotdeauna pe conținut, nu pe formă. Și 3. În timp ce faci lucrarea lui Dumnezeu, să nu uiți, să trăiești conștient că va exista o zi a socotelilor și cel ce are dreptul să facă analiza lucrării noastre este cel ce ne-a chemat la lucrare, este Domnul. Domnul să ne găsească vrednici și pe lângă mântuirea sufletului nostru să primim și răsplată în ziua veșniciei. Amin.